Organizația noastră activează de mai mulți ani în Republica Moldova și lucrează mai mult în domeniul reducerii riscurilor și reducerea nivelului de epidemie HIV în Republica Moldova. O organizație care intră în cadrul Uniunii pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor este Asociația Tinerii pentru Dreptul la Viață Wells, care astăzi organizează în cadrul primăriei municipiului Bălți o ședință pentru a mări nivelul de colaborare cu persoanele de decizie din municipiul Bălți în sensul sporirii durabilității programelor de reducere a riscurilor și în special a serviciilor acestor programe. Astăzi îl avem ca oaspete un expert internațional, președintele organizației Svet Nadejde din Poltava, Ucraina, care a venit să-și împărtășe experiența în domeniul dat și în special în domeniul advocacy bugetar.